Să vă spun puțin din istoria site-ului Moldova Creștină, chiar de la în primul an. Eu totdeauna am așa o indignare mare în inimă, pentru că cea mai importantă veste, cea mai importantă informație care trebuie să ajungă la fiecare om și care este de importanță vitală, de importanță veșnică pentru fiecare om, mesajul Evangheliei n-a ajuns și nu ajunge încă până în ziua de azi. Și sunt foarte indignat pentru că cea mai mare agenție informațională, cea mai numerică agenție informațională, deține mesajul ăsta. Și tot încă n-a ajuns. Am parafrazat și eu așa, că noi, biserica, suntem agenția aceasta. Noi toți, într-un fel, suntem jurnaliști care am primit marea însărcinare să ducem mesajul. Asta fac jurnaliștii, transmit un mesaj. Noi avem de transmis mesajul ăsta important. Știți că mai sunt încă în lume foarte mulți oameni care nu știu de numele lui Iisus, nu știu cine este El, sau știu doar numele, dar nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce cu El și nu știu ce importanță are Domnul Iisus pentru ei personal. Se pare că știu mai mult despre Coca-Cola, e mai cunoscută băutura asta decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, privit recent un film despre o jurnalistă, nu mi-amintesc numele, o jurnalistă de război care filma unde și care nu era înțeleasă de familia ei, era condamnată. De fapt, soțul a hotărât să divorțeze de ea pentru că ea își punea viața în risc și ei stăteau totdeauna în așteptarea că într-o zi va veni moartă acasă. Și femeia asta, când a spus de ce face asta, i-a zis pentru că într-o săptămână, când într-o țară, nu știu care, era un mare genocid, când mureau oamenii cu miile și cu milioanele, în aceeași săptămână, zice, o actriță din New York a ieșit aproape dezbrăcată din mașină, nu știu cum acolo, s-a văzut lingeria de corp, nu știu ce, și asta a fost noutatea care tot pământul urmărea noutatea asta. Dar faptul că mor atâția oameni, aia nu era important. Și acum, vedeți, înainte tehnologiile astea informaționale, tehnologiile astea de comunicare, ele înainte nu erau accesibile într-așa măsură cum sunt accesibile acum. Acum fiecare din noi avem posibilitatea să transmitem informații multe, să o transmitem rapid, să o transmitem oriunde. Și totuși numele Domnului Iisus Hristos rămâne încă puțin cunoscut. Când a apărut tehnologia asta, internetul, mă frământam și eu totdeauna cum poate fi folosită. Și de fapt atunci era când vă adunam pe toți, când toate frământările mele le împărtășeam și cu voi, făceam seminarele cele de blogging, de tot, să vedem cum putem face pentru a pune tehnologia asta să funcționeze. Când în primăvara anului 2007 mă aflam în luna martie la Institutul Hagai. Și acolo este un program foarte încărcat, este un institut internațional de evangelizare, acum sunt și profesor la institutul ăsta, chiar m-am întors acum recent acolo, dar atunci eram student cu 10 ani în urmă și acolo e un program foarte intens, timp de o lună se învață evangelizare, tot ce ține de evangelizare. Și fiind acolo, într-o zi am primit un mesaj. Și la e-mail îmi scrie: a, pastor, ești un fricos, nu răspunzi, ești un laș, este... Măi, cine, ce laș, ce, la ce să răspund, despre ce? Păi n-ai văzut, zici, că în internet e scris, ești acuzat în internet și nu răspunzi. Unde, ce sunt acuzat? El mi-a dat un link și linkul era la site-ul curaj.net. Asta e așa o platformă
unde nu există cenzură și fiecare ce-i trăsnește prin cap, asta pune acolo. Deci cineva m-a atacat acolo pe site-ul ăsta, tot în legătură cu comunitatea LGBT, cu ceea ce m-am exprimat eu cu privire la ei. Și atunci am zis, dar cum pot să răspund? I-am întrebat pe ei. Zice, puteți scrie la comentarii sau vă puteți deschide un cont aici. Foarte interesant, dar cum? Uite aici instrucțiunile mi-au dat, citiți instrucțiunile și vă deschideți un cont. Am citit instrucțiunile, am deschis contul și am început să răspund la întrebările lor. Ei îmi puneau întrebări, eu răspundeam. Acolo programul foarte încărcat, nu mai se încheia ziua și imediat mă duceam să scriu. N-aveam experiență, așa că îmi lua cam vreo 4 ore să scriu un articol să răspund la întrebarea. Dar răspundeam zilnic, acolo sunt 5 discuții, comentarii și așa, timp de o lună, toată luna martie, am publicat pe site-ul curaj.net. Dar, văzând toate comentariile, toate discuțiile, toate întrebările care mi-erau adresate acolo, mi-am dat seama că eu, continuând să scriu pe site-ul ăsta, nu fac altceva decât să arunc lucruri sfinte și mărgăritare ca să le calce cineva, nu vreau să zic până la urmă. Și mi-am dat seama că nu se merită să fac lucrul ăsta. Este nevoie să încep o platformă unde o voi controla eu conținutul care va fi acolo. Și deja eram destul de inițiat. Dacă timp de o lună tot am scris, am înțeles ce implică asta, ce înseamnă. Și am hotărât. Am luat cea mai importantă decizie care am luat-o este ca să scriu în fiecare zi, să răspund la câte o întrebare din Biblie. Am zis, până când se vor epuiza întrebările? Să cred eu că întrebările nu s-au epuizat și după 10 ani întrebările sunt mai multe decât erau atunci, inițial, cum s-au pornit. Și așa s-a pornit site-ul Moldova Creștină, răspunsuri din Biblie, oamenii aceeași formă, cum este răspunsuri din Biblie, a fost baza, temelia, cu asta s-a pornit. De fapt, tot site-ul și-a păstrat cam aceeași nuanță. Am început și în primul an au crescut vizitele până la 1700, dacă nu mă înșel. În al doilea an, între 2500-3000, apoi tot așa au crescut. După calculele mele, dacă pun cifra de jos, atunci cred că peste 12 milioane de vizite s-au făcut în anii ăștia, timp de 10 ani. Poate or fi mai multe, pentru că uneori s-au mai stricat statisticile acolo, nu le-am putut urmări, am trecut pe o platformă, ne-am întors la altă platformă, nu le-am putut urmări, să le ținem toate împreună, așa ca să le știm. Dar cam atât ar fi. Bineînțeles, mi-am dat seama că nu pot singur să fac toate. Era greu toate lucrurile astea să le faci singur și primul om pe care l-am implicat a fost soția mea. Și mă bucur mult pentru felul cum s-a implicat soția mea. Iată, și acum voi pleca în Siberia, acolo 10 zile, nu voi comunica cu nimeni. Și înainte tot așa, când plecam și nu puteam să comunic, atunci soția mea prelua și ea scria, ea răspundea, ea se pregătește foarte serios, cum ați văzut voi, pentru un articol lucrează enorm și iese la calitate înaltă. Apoi s-au implicat alții, tot mai mult, s-au implicat noi autori și iată, acum Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem o echipă destul de mare. Ieri acolo cred că am fost vreo 50-60, cam așa, da? Și tot n-au fost toți. Cred că a fost frumos ieri pentru că am văzut toți, mi-a plăcut ilustrația care a dat-o Ghenadi cu zborul sus și toată echipa care l-a de la pământ. Sau când cel care zboară în cosmos, știți, nu zboară în cosmos, toți de la pământ coordonează, controlează, urmăresc să meargă bine. Toți lucrează într-o echipă. Ei, frumos a fost și ieri, așa că ne-am întâlnit să vedem, chiar dacă nu ne-am întâlnit toți, dar tot în mare parte ne-am întâlnit să vedem cei care lucrează. Și tot nu ne-am întâlnit toți. Pentru că în echipă intră și cei care distribuie mesajul. Și știu că foarte mulți din biserică distribuie mesajul în mod sistematic, distribuie articolele la prietenii lor și asta toți suntem parte din echipă. De fapt, despre asta vreau și să predic azi, despre distribuirea
mesajului. Așa și mi-am intitulat predica. Distribui mesajul Evangheliei. Share, share mesajul Evangheliei. Share, distribui. Știți, acolo la Facebook este distribui, share. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, de la versetul 18 până la 20, El le-a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, le-a spus ucenicilor înainte de înălțarea sa la cer. De aceea a zis El: mergeți și faceți ucenici din toată lumea, botezându-i și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu. Și iată că Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Ați sesizat aici, share, distribui. Mergeți în toată lumea și învățați tot ce v-am poruncit Eu. Domnul Iisus i-a învățat, le-a poruncit ucenicilor și acum, la plecarea Lui, le-a poruncit să meargă, să învețe pe alții, să facă ucenici, transmițând mesajul care l-au primit ei. Și asta au făcut ucenicii. Când Domnul Iisus Hristos, în Faptele Apostolilor, ne spune o altă discuție care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Când stătea cu El pe Muntele Măslinilor, de unde apoi s-a înălțat, Domnul Iisus le-a zis: nu vă depărtați de Ierusalim, stați aici, pentru că nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ucenicii au zis: Doamne, în vremea aceea ai de gând să așezi împărăția Ta, din nou împărăția lui Israel. Domnul Iisus le-a zis: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele cu privire la împărăția lui Israel, ci care este treaba voastră? Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ați văzut aici, iar distribui share. Asta trebuie să faceți voi. Asta e sarcina voastră cea mai importantă, să distribuiți mesajul, mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Toată învățătura Domnului Iisus Hristos. În Ierusalim știți că biserica creștea foarte bine, prosperă era și când au fost aduși apostolii în fața Sinedrionului, erau învinuiți, au zis: voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura asta. Deci ei făceau share foarte bine, distribuiau foarte bine. Mesajul repede se răspândea și tot Ierusalimul a fost umplut cu învățătura Domnului Iisus Hristos. Oamenii erau mântuiți. Nu era pur și simplu vorbă, discuții și nu știu ce, fan. Oamenii auzeau mesajul Evangheliei, credeau în el și erau mântuiți. Apoi, după ce s-au început prigoanele acelea și au plecat ucenicii, oriunde mergeau ei, ei făceau share, ei distribuiau mesajul. Oriunde ajungeau, spuneau la toți oamenii despre Domnul Iisus Hristos și așa au fost plantate multe, multe biserici. Când s-au pornit Apostolul Pavel cu Barnaba, în prima lor călătorie misionară, apoi au mers într-a doua, a treia, au făcut patru călătorii misionare, oriunde ajungeau, asta făceau, distribuiau mesajul Evangheliei, răspândeau mesajul Evangheliei, îl propovăduiau mesajul Evangheliei. Acum uitați-vă, în vremea aceea, din lipsa tehnologiilor, ei nu aveau prea multe tehnologii, ei trebuiau să-l transmită verbal. Ia nu închipui, tu numai ce ai citit azi dimineață pe Facebook, să transmiți verbal totul. Nu? Ți-ar lua mult timp. Ei trebuiau mesajul Evangheliei să-l preia și să-l transmită verbal mai departe. Și uneori oamenii se gândesc: nu, că eu nu sunt prea bun teolog, nu știu cum. Nu, dragul meu, așa verbal trebuie să o facem. Asta rămâne metoda foarte bună și foarte importantă. Și tot ce citiți din Sfânta Scriptură, transmiteți verbal la oamenii cu care interacționați. Tot ce auziți în biserică, transmiteți verbal la oamenii cu care interacționați. Faceți share, distribuiți mesajul. Este cel mai important mesaj. Mesajul ăsta nu este pur și simplu pentru distracție sau nu știu cum să zic, nu doar asta este. Mesajul ăsta este de importanță veșnică, nu de importanță vitală, zic, numai sau pentru pământul ăsta. Este un mesaj de importanță veșnică. Dacă oamenii nu cunosc mesajul acesta, atunci ei merg la pierzare veșnică. Dacă oamenii cunosc, înțeleg și primesc mesajul Evangheliei, dar pentru ca să-l primească, trebuie să-l înțeleagă. Ca să-l înțeleagă, trebuie să fie cineva care face share, care distribui bine, distribui mesajul acesta. Dacă îl distribui, atunci omul poate să-l înțeleagă și să-l primească și să fie mântuiți. Și toți noi avem un rol deosebit de important în transmiterea mesajului. Acum v-am zis, în vremea aceea, ei
o făceau verbal. Nu aveau prea multe tehnologii. Era totuși atunci o tehnologie. O tehnologie care noi o folosim până în ziua de astăzi și este deosebit de eficientă. Tehnologia aceasta este scrisul, scrisoarea. În vremea aceea s-a folosit și până în ziua de azi folosim scrisoarea. Chiar dacă au avansat tehnologiile, avem e-mail, Facebook, dar până la urmă și pe Facebook scrim, există mesaj, text. Ei, iată, aceasta a fost o tehnologie care exista în vremea aceea și apostolii au folosit-o. Apostolul Pavel a făcut uz la maximum de tehnologia aceasta. Jumătate din cărțile Noului Testament îi aparțin lui, apostolului Pavel. Sunt epistole pe care le-a scris și prin scrisori el a dat învățătură, a dat direcție. Însă, apostolul Pavel i-a învățat principiul acesta de share, de distribuie, i-a învățat și pe creștini. Iată la Coloseni, la capitolul 4, în versetul 16, la încheierea epistolei către Coloseni, apostolul Pavel le spune așa: Colose este un oraș. Epistola către Coloseni înseamnă scrisoarea adresată bisericii din orașul Colose. Și iată, apostolul Pavel le spune așa la versetul 16, capitolul 4: după ce va fi citită această epistolă la voi în Colose, acolo, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Deci apostolul Pavel nu doar că a trimis mesajul său, dar era foarte interesat ca mesajul acesta să fie distribuit mai departe, să funcționeze mai departe, la o audiență cât mai mare, la un număr maximum de oameni, să ajungă mesajul acesta. Și mesajul lui ajunge bine. Dar deja atunci el era preocupat ca mesajul care le-a scris colosenilor, după ce colosenii îl citesc, să-l preia și să-l ducă la Laodiceni și acolo să le fie citit. Acum, nu avem scrisoarea pe care a scris-o apostolul Pavel laodicenilor, nu știm ce a scris, însă scrisoarea aceea care le-a trimis-o laodicenilor, el a vrut ca laodicenii, după ce o citesc, le-a spus deja lor să vină cu scrisoarea la Coloseni să o citească. Vedeți iarăși același principiu foarte important de distribuire a mesajului, share. Asta trebuie să o facem. În vremea aceea apostolul Pavel i-a învățat și așa trebuie să o facem noi. Acum, vedeți, scrisoarea era o tehnologie care permitea ca mesajul să fie reutilizat sau folosit cu aceeași intensitate continuu. De exemplu, verbal, am vorbit aici, după ce am plecat, nu-și mai poate păstra aceeași intensitate. Dacă n-ar exista video, acum există video. Dar în vremea aceea nu exista video, nu exista audio, nu existau toate acestea. Atunci mesajul care era vorbit, după ce ai vorbit, gata, el a dispărut. El poate fi reprodus, dar el nu poate fi transmis așa cum a fost el inițial. El era reprodus. Însă apostolul Pavel a găsit o tehnologie atunci ca mesajul să fie transmis așa cum a fost lăsat el inițial. Asta era scrisoarea și el ruga ca scrisoarea să fie trimisă. Acum noi avem tehnologii excepționale care ne permit ca mesajul exact așa original cum este el să fie transmis în format video, în format audio și iată tehnologiile care le avem, le-am pus acum în slujba Evangheliei. Mulțumim Domnului pentru toate aceste mesaje care au fost adunate, acumulate acum pe site-ul acesta Moldova Creștină și mai vedeți ce mai permite încă tehnologia aceasta internet. Toate aceste mesaje, ele funcționează în același timp. În același timp întreg pământul. Domnul Iisus Hristos, când vorbea la Evanghelia după Matei despre vremurile din urmă, el spunea că în vremurile din urmă, înainte de venirea lui, zicea el, că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie. Vroia să arate că la o intensitate foarte mare. Uitați-vă și tehnologiile acestea, ele lucrează în așa fel. Când citeau oamenii înainte în Apocalipsa, unde scrie despre cei doi proroci, că au zăcut morți timp de 3 zile, vor zace morți timp de 3 zile în piața Ierusalimului și tot pământul îi va privi. Ateii ar fi spus, măi, voi sunteți nebuni să credeți așa o carte. Ce vă vorbește cartea asta voastră? Cum pot oamenii să zacă în piața unui oraș și tot pământul să-i vadă cum ei zac? Dar ia-mi amintiți-vă când a fost
la 11 septembrie atunci, când s-a întâmplat cum tot pământul stătea și privea ecranii ce se întâmplă într-un singur loc din lume. Toți vedeau exact, urmăreau live ce se întâmplă într-un singur loc din lume. Acum tehnologiile permit așa ceva. Și lucrurile care au fost scrise în Sfânta Scriptură, noi deja vedem cum ele sunt absolut realitate și dacă cineva nu le-a crezut înainte, acum le poate crede. Însă toate tehnologiile acestea, ele ne sunt nouă la îndemână ca noi să distribuim mesajul. Vreau să înțelegeți că fiecare din noi are responsabilitatea de a distribui mesajul Evangheliei. Și acum, noi avem așa niște avantaje deosebite. Să zicem, te-ai dus la magazin, să zicem, și acolo s-a stârnit o discuție, ai vrut să spui ceva despre Domnul Iisus Hristos, a fost o discuție și n-ai știut cum să dai răspunsul. Când vii acasă, poți căuta răspunsul, poți căuta pe același site Moldova Creștină, emisiunea Adevărul despre Adevăr, și o poți recomanda printr-un mesaj personal, o poți recomanda pe Facebook, îi poți trimite persoane în emisiunea. Poți data viitoare când vii la magazin să-i arăți pe telefon, nu? Te opresc pe telefon și stai cu el să asculți. Am văzut cum mulți fac așa. Ei pun... Avem în biserică un frate, Nicolae. Și Nicolae, el este din raionul Cimișlie. El îmi telefonează și îmi spune, frate Vasile, cum ies o emisiune? Eu o descarc pe telefon și apoi merg pe la rudele din sat și le pun să o asculte. Stau și ascult cu ei și pe urmă discutăm ce este din emisiunea aceea. Asta face. El asta face. El face și aia. Dacă noi, asta e foarte important, dragii mei, să o facem. Acum gândiți-vă voi, dacă în vremea aceea, cu 2000 de ani în urmă, când a venit Apostolul Pavel în Efes, vă amintiți cum spune acolo la Faptele Apostolilor, capitolul 19, spune că timp de 2 ani Apostolul Pavel a stat în Efes, i-a învățat pe creștini acolo în școala lui Tiran, dar zice un lucru interesant. Toată Asia, toți locuitorii Asiei, au aflat Evanghelia. Mesajul Evangheliei a ajuns până la toți, s-a răspândit până la toți locuitorii Asiei. Au cunoscut despre Domnul Iisus Hristos. Vestea, Evanghelia Domnului Iisus Hristos era cunoscută de locuitorii din Asia. Acum ei, neavând toate tehnologiile celea, cum a ajuns, a fost în stare Apostolul Pavel să meargă la fiecare locuitor din Asia să-i vorbească? Nu, bineînțeles că n-a fost în stare. Dar ucenicii cei care erau acolo, ei distribuiau mesajul. Ei făceau share. Toată învățătura care o primeau, ei o transmiteau. Așa, dragii mei, trebuie să facem și noi, fiecare din noi, să transmitem mesajul acesta. Pentru că mesajul acesta este deosebit de important. Mai important ca oricare alt mesaj. Nu există mesaj mai important. Eu stau de multe ori și mă gândesc... Iată, la Hagai, aici, la institutul ăsta, predau cursul metodii biblice și contemporane de evangelizare. Și în una din lecții, la ultima lecție, împărtășesc greșeli din experiența mea. Și iată o greșeală care am făcut-o și am repetat-o de multe ori, o greșeală. Am avut un coleg de clasă. Toată copilăria am petrecut-o cu el. Eu am crezut în Domnul Iisus Hristos, dar când am venit în sat, el ceva probleme avea în familie, o ratat în familie, un conflict cu mama lui, nu știu ce, a început să bea. Însă, ori de câte ori mă întâlnea, de obicei era beat. Dar de câte ori mă întâlnea, îmi spunea, Vasile, hai te rog să vii la mine, eu vreau să mă dau în legea ta. Mă rog, în limbajul ăsta el vorbea, el vrea să-mi spună că el vrea să înțeleagă credința, vrea să înțeleagă ce. Și eu îi spuneam, voi veni. Vroiam sincer să vin la el. Sincer vroiam să ajung la el. Dar nu știu cum se întâmpla și iar mă întâlneam cu el și voi veni. Dar nu puneam în calendar când voi face asta, nu fixam. Voi veni. Ca într-o zi să aud că el a nimerit într-un accident și a murit. El a plecat. Și omul parcă simțea și îmi cerea să vin la el să-i vorbesc. Mai mult, diriginta mea de clasă, învățătoarea de clasă primare, ea îmi telefona și îmi spunea, Vasile, vreau să mă întâlnesc să discut cu tine. Numai decât voi veni. Iar mă mai telefonat, Vasile, vreau să discut cu tine. Numai decât. Și m-am gândit, mă duc, numai tot mă gândeam, mi-am pus undeva, dar n-am stabilit o zică. Ca să aud,
Învățătoarea mea de clasele primare a plecat. Ea s-a dus. Cel mai important lucru care trebuia să-l trăim. Și acum eu stau și mă gândesc. Trebuie cu oamenii ăștia să mă întâlnesc. Mă voi întâlni cu ei. La judecată, acolo, știți, ne întâlnim cu toți. Noi avem o întâlnire, eu așa încerc să-mi închipui cum e întâlnirea asta, dar mă iau cam fiori. Pentru că acolo spune la judecata aceea mare, noi cu voi, noi creștinii care am crezut în Domnul Iisus Hristos, noi când murim, sufletul nostru pleacă la Domnul Iisus Hristos. La Domnul Iisus Hristos, la scaunul lui de judecată, ca să ne primim răsplata pentru binele sau răul pe care îl vom fi făcut, apoi când va fi învierea, vor învia trupurile noastre, vor învia trupuri duhovnicești, vom fi cu Domnul Iisus Hristos, dar după ce trece mii aceia de ani, trece necazul cel mare, trece mii de ani și apoi după asta, când vine judecata la tronul mare și alb de judecata lui Dumnezeu, când învii toți morții să se înfățișeze la judecată, noi stăm de partea Domnului Iisus Hristos ca să judecăm neamurile. Voi vă amintiți? Acolo spune, noi vom judeca neamurile. Și atunci noi când stăm acolo și apar oamenii ăștia în față, cum privim noi în ochi? Cum privim noi în ochii lor? Ce efort așa mare trebuie din partea noastră? N-am dat eu importanță mesajului, parcă dau importanță mesajului, mă duc până la capătul pământului și îmi pun viața în pericol, mi-o pun. Chiar nu dau importanță, dar nu știu cum, parcă la moment acolo n-am dat importanță acolo unde trebuia. Ai cazuri de astea? Ai de este. Dar dacă te gândești că o să mă întâlnesc cu vânzătorul de la magazin, unde chiar niciodată nu i-am spus nimic, nu i-am vorbit nimic, te întâlnești cu persoana la care te-ai dus și te-ai frezat odeauna și nu i-ai spus nimic. Ai persoane cu care interacționezi. Noi trebuie să facem share, dragii mei. Știu că uneori suntem descurajați când vedem că oamenii nu răspund cum am dorit noi să răspundă ei. Dar asta de acum este alegerea lor. Este o parte a noastră, noi nu trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru partea lor, să ne asumăm pentru partea noastră. Responsabilitatea noastră este să transmitem mesajul, responsabilitatea lor este să-l primească. Știu că uneori ești așa frustrat când vezi că oamenii nu primesc mesajul. Știu câtă frustrare au instructorii de taekwondo, antrenorii care vorbesc zilnic, îi învață pe elevii lor din Sfintele Scripturi și unii primesc, alții nu, alții parcă au urechi de piatră. Inimi de piatră, nu aud și nu primesc nimic. Unii așa. Și știu cât de mare este frustrarea și uneori se gândesc chiar, mai are rost să mai fac? Are rost, dragii mei, continuați mai departe. Noi ne facem partea noastră, noi transmitem mesajul. Noi trebuie să transmitem mesajul Domnului Iisus Hristos și să-l transmitem cu intensitate cât mai mare. Și dacă tot vorbim astăzi despre Moldova creștină, eu vreau foarte mult să vă îndemn ca să facem share, să-l transmitem mesajul prin toate căile posibile. Toți sunteți conectați la rețelele de socializare și acolo pierdeți mult timp, mulți din voi. Nu, rețelele de socializare nu sunt pentru a pierde timpul, dragii mei, nici pentru ca să devenim obsedați de ele. Rețelele de socializare sunt pentru ca să distribuim mesajul. Și acum uitați-vă voi, rețelele de socializare vă scutesc de... Nu trebuie fiecare să stea să scrie el articolele celeste. Poți să-l preiai, s-a pornit o discuție, ai văzut discuția, preiai mesajul și îl transmiți. Transmiți, distribui, dai totdeauna mesajul ăsta să ajungă. Asta trebuie să o facem noi, ca să audă oamenii. Niciodată să nu credem că ei auziți și că ei știu suficient. Mai știu, uneori sunteți descurajați pentru că vi se pare că oamenii nu răspund. Distribuiți, dar vi se pare că nu răspund. Ei, să vă spun eu, aici, lângă biserică, locuiește un domn de la noi din sat. Și l-am invitat de mai multe ori să vină la biserică. Da, nu vrea, are, nu știu care motive are, nu te supăra, zici, nu. Dar într-o zi, când mă apropiam de biserică, el mergea pe drum și eu m-am oprit să mă salut cu dumnealui. Și când m-am oprit să mă salut cu dumnealui, i-am zis, de așa mult timp nu te-am văzut, da, eu zic, eu în fiecare zi te urmăresc. Bravo, îi zice, mai bagă minte la oameni în cap, așa mi zic, ca și cum numai la oameni le trebuie, știi, da. Eu tare m-am bucurat să aud că mesajul este urmărit.
Ei, vreau să vă spun același lucru și la voi. Mesajul este urmărit. Nu vă gândiți că dacă nu a pus like, nu a pus un comentariu, nu a pus ceva, în zadar am distribuit. Nu, 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 continui să distribui. Fă-ți disciplină de a distribui mesajul Evangheliei, învățătura Domnului Iisus Hristos, să o distribui zilnic și continuu. Ai un plan, să ai un plan bun în asta. Vreau să vă spun niște principii de care mă conduc eu când distribui. Iată, când discut cu cineva, discuția care o am acolo, mă gândesc cum aș putea să o continui să distribuiești. De exemplu, ieri am fost la un notar. Și la notar am încercat să vorbesc ceva așa despre Domnul Iisus. Nu s-a arătat prea deschis așa. Dar avea o iconiță în față. Iconița lângă calculator, acolo pusă. În ce m-am gândit, oare n-ar fi mai bine pentru el să aibă Biblia? De ce așa? Mi-am pus întrebare. De ce așa? Numai o iconiță. Și am pus o postare. Cred că ați văzut. M-am gândit, e important să pun o postare așa. Am avut o discuție când mă frezam cu doamna care mă freza. Și de multe ori discutăm cu ea. Dar de data asta când am pornit discuția, nu știu ce am întrebat-o. Ei, domn Vasile, zice, eu nu mă interesez de lucrurile astea duhovnicești. Eu, vedeți, fiecare om are interesele lui, are, nu mă interesez de lucrurile duhovnicești. Foarte bine faceți, doamnă, zic. Sufletul e de foarte mare valoare. Deci zice, da, dar oamenii sunt diferiți. Da, dar sufletul e de aceeași valoare la fiecare om, zic. Oamenii sunt diferiți, dar sufletul este de aceeași valoare, de foarte mare valoare. Vedeți, nu trebuie să ne lăsăm împiedicați de toate momentele astea. Trebuie să căutăm a spune, să vorbim. Bineînțeles, o facem înțelept. Biblia spune, vorbirea noastră să fie totdeauna cu har. Dreasă cu sare. Știi ce înseamnă dreasă cu sare? E interesant. Dreasă cu sare vrea să mai asculte. Că dacă o mâncare, care e diferența între o mâncare dreasă cu sare și una care nu-i dreasă cu sare? Cea care nu-i dreasă cu sare are tot aceleași condimente, tot absolut același lucru. Numai că nu e interesantă. O mănânc, dar nu e interesantă. Dacă e dreasă cu sare, dar cum e interesantă? E așa și vorbirea noastră. Trebuie să fie cu același conținut, dar transmis interesant. Și așa trebuie să ne învățăm noi a vorbi. Cu oamenii care studiază Scriptura, ei trebuie să știe a vorbi interesant, să știe a vorbi înțelept și să nu se scuze că, ei, așa sunt eu, nu știm noi a vorbi. Nu, 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 nu te scuzi niciodată cu asta. Dacă studiezi Biblia, apoi trebuie să știe a vorbi și vorbi înțelepte trebuie să-ți fie pe buze totdeauna. Iată, acesta este îndemnul pe care vreau să vi-l fac astăzi. Haideți să distribuim mesajul pe toate căile posibile. Să-l distribuim verbal, continuu. Să-l distribuim tot mesajul ăsta care îl avem aici, să-l distribuim pe rețelele de socializare. Mi-a plăcut cum a spus Vlad, ați auzit în pastorul Vlad, cum a zis el. Zice, eu am mesajul cu mine, îl descarc, îl pun în mașină, îl dau la acela. De el totdeauna are, că e cum, la prieteni, am discutat cu prietenii, le pun după aceea să asculte emisiunea. Deci, haideți să o facem așa, să distribuim tot mesajul acesta ca să ajungă la oameni, să lucreze mântuirea acolo unde oamenii nu-L cunosc încă pe Hristos și ei să devină copii al lui Dumnezeu. Cei care îl cunosc pe Hristos să crească în sfințenie, pentru că trăim vremuri grele. Vedeți, în vremurile acestea, nu prea mulți doresc să-L urmeze din toată inima pe Domnul Iisus Hristos.